Capitolul 6. Stricăciunea oamenilor Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Noe. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Afet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de sâlnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Făți o corabie din lemn de gofer, chiparos. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe din lăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră, sus, lată de un cot. Ușa să o pui în laturea corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastăta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine în lăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Și tu iați din toate bucatele care se mănâncă și făți merinde din ele ca să-ți slujească de hrană, ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.